fost odată ca în povești, a fost ca niciodată. În rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți, ia pasul și îndreaptă, lângă fereastră unde colți, luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe mări, răsare și strălucea, pe mișcătoarele corăbii negre duce. Îl vede azi, îl vede mâni, astfel dorința-i gata. El iar privind de săptămâni, îi cade dragă fată. Cum ea pe coate și răzima, visând ale ei tâmple, de dorul lui și inima și sufletul se umple. Și cât de viu s-aprinde el, în oricare sară, spre umbra negrului castel, când ea o să-i apară. Și pas cu pas, pe urma ei, alunecă-n odaie, țesând cu recile-i scântei, umbraje de văpaie. Provenit dintr-o familie de țărani români din nordul Moldovei, s-a născut pe 15 ianuarie 1850 sub numele de Mihail Eminovici, fiind al 7-lea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici. Întâmplarea a făcut ca unul dintre cei mai mari poeții lirici ai secolului al XIX-lea, secol atât de bogat din punct de vedere literar, să se nască la noi într-un colț din Moldova. Mihai Eminescu, ce reprezintă Mihai Eminescu pentru voi?